Ce consecințe presupun aceste malformații urogenitale în funcționarea organismului copilului? Organismul e privit nu ca un ansamblu de organe care fiecare funcționează independent. Este un tot unitar. Fiecare organ reacționează cu același scop. Scopul aparatului urogenital este de a asigura o parte din epurarea organismului de substanțele pe care organismul le produce în procesele metabolice și care nu pot fi eliminate decât pe această cale a epurării organismului prin filtrul renal. Deci malformațiile de căi urinare superioare, rinichi și căi urinare superioare, pot duce la o insuficientă evaporare a organismului de aceste produse, consecința este acumularea lor în organism și o serie de tulburări care influențează economia generală a organismului. Dacă ne referim la malformațiile urogenitale joase, aparatul genital extern, aici considerentul estetic este primordial. Un tânăr, purtător al unui hipospadias, este un tânăr care are severe probleme de comportament și de încadrare într-o colectivitate. Psihic lui este deosebit de afectat de prezența malformației și ăsta este unul și din motivele pentru care majoritatea celor care se ocupă de corecția hipospadiasului preferă corectarea acestei malformații la vârste foarte mici. Autorii englezi preconizează 6 luni, un an, terminarea intervențiilor chirurgicale în sfera acestei malformații, ca în momentul în care copilul începe să conștientizeze, să-și perceapă propriul eu, să nu-și aducă aminte că a fost anormal în zona respectivă și ar trebui să suportă intervenții. Factorul psihologic are o influență teribilă la comportamentul viitorului bărbat. De asemenea, și organele genitale externe au o anumită funcție. Nu? Prezența unei malformații genitale împiedică foarte mult desfășurarea acestei funcții. Spre exemplu, o fimoză congenitală. Că există și fimoză congenitală și fimoză cicatricială. O fimoză congenitală înseamnă o erecție dureroasă în permanență. Deci un adult incapabil de procreere, de act sexual normal. Un hipospadias cu curbura de rigoare este de asemenea inapt să-și desfășoare funcția pentru care organul a fost creat. Deci, considerent estetic și funcțional pentru toate dintre ele. Da, o altă întrebare, dar cum v-am răspuns, este ce factori influențează apariția acestor malformații și câte dintre ele sunt congenitale? Toate malformațiile sunt congenitale. Deci malformația este congenitală. Noi la copil lucrăm pe malformații congenitale și malformația este congenitală. Presupune malformația existența unui factor care a influențat în cursul vieții intrauterine asupra dezvoltării organului sau segmentului de organ respectiv. Fiecare, așa cum v-am spus, fiecare organ al organismului are un tipar genetic. Organismul se dezvoltă în acel tipar sub influența unor stimuli genetici endocrini. Dacă acest tipar este spart, influența genetică, gena sau hormonul nu mai acționează acolo unde trebuie să acționeze și așa cum trebuie să acționeze, survine o malformație. Deci un aspect anormal al organului.
toate aceste malformații pot fi tratate doar chirurgical sau există și alte metode? În principiu, termenul de malformație presupune o corectare. Corectarea organică presupune intervenție chirurgicală. Deci malformație înseamnă că are o formă anormală, malformat. Ca să aibă o formă normală, trebuie corectat chirurgical. Nu văd cum ar influența un tratament medical o corecție a unei fimoze cicatriciale sau unei stricturi ureterale sau a unei implantări anormale a ureterului în uretră. Deci sunt leziuni organice care trebuie tratate ca atare prin intervenție chirurgicală. Ce consecințe ar avea efectuarea acestor intervenții chirurgicale la o vârstă mai înaintată? Pe lângă factorul psihologic pe care l-ați menționat. Da, și parțial v-am răspuns la întrebare. Deci dacă lăsăm o hidronefroză să se instaleze, să se dezvolte în timp, nu îndepărtăm obstacolul la curgerea urinii, în timp hidronefroza crește ca și grad. Asta înseamnă o balonizare accentuată, distrugerea parenchimului renal și în momentul în care presiunea de filtrare echivalează presiunea din această pungă, se oprește funcționalitatea rinichiului, deci rinichiul respectiv este mort. Deci, consecința este evidentă. Organul nu își îndeplinește funcția pentru care este, sau în cazul rinichiului, care este un organ nobil, rinichiul dispare. Un reflux ureteral printr-o implantare anormală a ureterului. Dacă nu este tratat cum trebuie, în timp survin același tablou de hidronefroză uretero, hidronefroză dilatație atât a ureterului cât și a arborelui pielocalical, consecință distrucția parenchimului insuficiență renală. Malformațiile joase. Considerentul estetic, vi l-am enumerat, și cel funcțional de asemenea, trebuie corectate. Nu poți să lași să se accentueze o deformitate. Mai mult, dacă temporizăm sau amânăm nejustificat corectarea unor asemenea defecte, ne expunem voit unor riscuri inutile. Spre exemplu, testiculul ectopic. Deci s-a dezvoltat și s-a fixat în altă regiune. Rămâne testiculul ectopic în abdomen. În mod normal, în luna 8-a de sarcină, testiculul coboară printr-un canal preexistent din burta copilului în scrot. Dacă această coborâre nu se efectuează, testiculul rămâne acolo. Infertilitatea este obligatorie pentru că celulele nu se mai dezvoltă, celulele germinative, ba mai mult, ne expunem, conștienți fiind, riscului transformării maligne a testiculului. Carcinomul testicular este complicația redutabilă a unui testicul necoborât la timp, acolo unde trebuie să fie. Dar aceste operații de corecție pot fi efectuate imediat după momentul nașterii sau trebuie lăsat un anumit timp? Unele dintre ele sunt chiar indicate să fie efectuate imediat după naștere. Acum, depinde de experiența fiecărui chirurg și de experiența echipei chirurgicale și anestezice. Ideal este ca malformațiile genitale externe să fie operate cât mai repede posibil. Există considerente legate de dimensiunile la care se lucrează. Este delicat, din 3 cm de penis să construiești uretră pe 1 cm. E foarte delicat, dar experiența chirurgului și a echipei anestezice, a echipei în chirurgie anestezie, își poate spune cuvântul și se pot corecta mult mai bine, cred eu, la vârste mai mici decât la vârste mai mari. În plus, la vârste mici, copilul este mai liniștit, suportă mai ușor traumatismul
reprezentat de anestezie actul chirurgical decât la vârste mai mari. După 6 luni, 8 ani, apare stresul separării de către mamă și adăugăm o serie de factori care ne îngreunează pregătirea copilului pentru intervenția chirurgicală. Fertilizarea artificială este o cauză în dezvoltării acestor malformații? Cu certitudine, literatura de specialitate nu prevede exact incriminarea fertilizării artificiale. În procentul de cazuri apărute din feți rezultați din inseminare artificială nu diferă foarte mult de cel al celor rezultați dintr-o sarcină cu evoluție normală, să spunem. Sau diferitele tipuri de radiații, carențele vitamine? Mediul influențează teribil mediul și obiceiurile alimentare ale mamei influențează teribil dezvoltarea organismului și așa cum pot apărea malformații pe oricare dintre organele copilului, pot apărea și în sfera urogenitală. Nu există un tipar anume, radiațiile ionizante influențează numai dezvoltarea aparatului urogenital sau aparatului respirator. Nu. Factorii de mediu influențează global asupra produsului de concepție și malformațiile apar acolo unde își găsesc locul. O întrebare care ar fi trebuit pusă cumva la început, dacă malformațiile au un sens diferit de anomaliile urogenitale, dacă sunt doi termeni diferiți sau... Eu nu i-aș numi doi termeni diferiți. Anomalie înseamnă ceva anormal, da? Malformație înseamnă o formație aiurea. Deci cam tot același înțeles lingvistic au și cam tot același rezultate. Dacă spunem anomalie congenitală, este malformație. Dacă spunem o anomalie dobândită, este ceva, un aspect pe care organismul l-a suferit ulterior, prin cine știe ce accident stupid. Dar dacă ne referim la anomalii sau malformații congenitale, sunt același lucru. Dacă adăugăm termenul de congenital, la același lucru se referă.